Sărbătorile Pascale nu au fost tocmai liniștite în Comuna Valea Doftanei. Mai multe case au fost inundate și izolate, iar barajul Paltinu se apropie de limita de umplere. Barajul Paltinu este mai plin ca niciodată. În momentul de față, gradul de umplere este de 94%, iar dacă nu se acționează cât mai repede, este posibil ca acest grad să crească, deoarece meteorologii au anunțat că în zilele următoare vor veni ploi și mai abundente chiar dacă s-a dispus operațiunea de evacuare controlată a apei din barajul de la Paltinu încă de duminică seară, acest lucru nu se vede. Mai mult, o păstrăvărie din zona a fost complet distrusă din cauza debitului crescut al barajului Paltinu, iar la numărul de telefon de la sistemul de gospodărire a apelor Buzău nu răspunde nimeni. Din cauza precipitațiilor de săptămâna trecută, mai multe gospodării din Valea Doftanei au fost afectate de apă. Acestea au fost inundate, dar cea mai afectată dintre ele este păstrăvăria din Valea Doftanei. Înainte de aceste ploi abundente, în spatele meu se aflau patru bazine. În acestea se găseau pești precum sturion și păstrăv. Acum, cele patru bazine nu mai există. Tot păstrăvul a ajuns în barajul Paltinu. Tot din cauza ploilor din ultima vreme, în comuna Valea Doftanei s-au produs și două alunecări de teren pe drumul DG102I. În cazul în care nu se va interveni, există riscul ca localitatea să rămână izolată.